parte. Dacă nu sunt plătiți bine, managerii din sistemul public vor pleca în privat, a declarat ministrul transporturilor. Cătălin Drulă a fost întrebat dacă salariul noului director general al Autorității Aeronautice Civile, salariu care se ridică la numai puțin de 40.000 de lei pe lună, brut, nu vine în contradicție cu practicile bugetare ale guvernului, în condițiile în care salariile a peste 1,2 milioane de bugetari, vă reamintesc că au fost înghețate la nivelul anului trecut, au fost înghețate și sporurile, dar și pensiile. Iată că astfel de șefi de instituții au salariile mari. Haideți să vedem această declarație a ministrului transporturilor. În ceea ce privește decizia Consiliului de Administrație al Autorității Aeronautice Civile, a decis Consiliul de Administrație ca salariul directorului general să fie dus la marja, la plafonul maximal de 40.000 de lei pe lună. Cum vi se pare această decizie în condițiile în care premierul a cerut restructurări la companiile de stat? În același timp vedem o înghețare care s-a făcut pentru restul salariilor în sistemul bugetar. Vi se pare un lucru moral și nu numai moral, având în vedere ce s-a întâmplat la Autoritatea Aeronautică? Nu știu, această situație o să mă interesez și o să vă răspund după ce vreau să văd datele, vreau să văd cât era salariul înainte, dacă asta e o creștere și așa mai departe. Dar, în principiu, ca să ai manageri buni la companiile de stat, da, ele au fost ani de zile, zeci de ani, știm cu toții, să ne ascundem după deget, mega politizate și locuri de sinecură pentru prietenii de partid. Dacă să ai manageri buni, trebuie să-i și plătești, că altfel se duc și lucrează în privat.